Salut Capricorn, cei cu ascendentul în capricorn sau dacă nu cunoașteți ascendentul, cei care aveți soara, soarele sau femeile luna plină în capricorn, atunci puteți să vă uitați, puteți să vă uitați oricum. Avem o lună nouă în întâi. Noiembrie, la ora 14.47, în 9 grade, 9 grade și 35 de minute, uh, Scorpion. Pentru voi, Scorpionul reprezintă o casă a relațiilor, relații cu prieteni, cu protectori, asociații profesionale. Uh, poate să reprezinte și moșteniri. Uh, deci... Uh, este o lună nouă care este în trigon cu Saturn din Pești. Vorbim de, comunica de discuțiile pe care le aveți, de comunicările pe care le faceți cu ori veri, vecini și acest aspect este benefic pentru voi, am zice, pentru faptul că puteți să valorificați acest aspect chiar dacă sunt tensiuni acumulate în aceste relații voi puteți să vă organizați puteți să arătați seriozitate, corectitudine, eforturi pe care le-ați făcut susținute în timp. De asemenea, avem o poziție Pluto-Capricorn, deci voi, personalitatea voastră și Marte din RAC sunt în grade karmice. Vorbim de contracte asocieri, procese, Relația 1 la 1. De asemenea, mai avem o poziție între Mercur și Uranus retrograd, vorbim de uh, rutina zilnică și de uh, relațiile pe care le aveți relațiile cu prieteni, protectori, asociații profesionale, rutina zilnică, să locul de muncă, sănătate, tot ceea ce faceți voi zilnic, aceste tensiuni pot fi valorificate în planeta Neptun retrograd, unde sunt aspecte importante legate de creativitate, de comunicare, de discuții, de visare, de credință. Se formează și o poziție Venus-Jupiter pe axa uh, carmei voastre, este chiar aproape de mijlocul cerului, aici este mijlocul cerului și de uh, fundul uh, cerului, da? deci uh, uh, de casa a patra, uh, cu spida casei a patra și această casă a uh, noa. Deci vorbim de sacrificii, de uh, secrete, de lucruri ascunse, de sănătate și. Uh, Gemenii pentru voi reprezintă rutina zilnică, muncă, sănătate, eforturile pe care le faceți. Tot în această zi avem acest zmeu care implică personalitatea voastră, implică relațiile cu prietenii, cu protectorii asociații profesionale, comunicarea, discuțiile pe care le aveți cu apropiații, călătorile scurte și contractele, asocierile, procesele, dușmanii declarați. Acestea ar fi în principal aspectele. Să vedem ce primiți din partea tarotului. Ce sfat primiți din partea tarotului? Iată că una din cărți a căzut jos. Să vedem mai departe. Și iată! Să pun și celelalte cărți dacă tot ne-am pus de am pus, -am pus. O să vedem deci, aveți aici la baza pachetului un furt cineva va a furat prin înscrisuri falsificate, lucruri care nu sunt adevărate, este o hoție. Aveți nevoie de energie, de putere pe care le puteți găsi la chakra plexului solar, deci lotusul cu 10 petale galbene, portocalii, deci în zona abdomenului acumulați această energie din aceste reacții din abdomen. Aveți aici patru de cas de băte care reprezintă casa, căminul vostru, investiția în casa voastră, care este furată de acest personaj. Da, deci o persoană care vă fură munca, vă fură casa. Uh, și această ceacră a gâtului care vă face o conexiune cu glanda tiroidă, aveți nevoie de acest echilibru, da, de glanda tiroidă, de sănătate, de o stare de bine, de energie și de o legătură între partea materială și partea spirituală. Această ceacră a prexului solar este legată de elementul foc. Avem aici o altă situație, generozitatea. Deci, o situație în care vi se oferă o șansă luna în mercur, această generozitate. Să primiți o șansă sau să oferiți o șansă. Este vorba de chakra inimii, este situată în centrul pieptului și ea face această conexiune cu am zice legată de creștere, de regenerare, de vindecare. De echilibru pe care trebuie să-l faceți între sentimente, uh, cum să spun, uh, emoții și relații, astfel încât să ajungeți la pace, la armonie, la iubire, la înțelepciune, la folosirea intuiției. Uh, și sacrificatul, spânzuratul. S-ar părea că voi ați fost scos Țapi Spășitori de aceste persoane care v-au furat casa, v-au furat munca și acest. Uh, uh, 12, deci, pe data de 12, s-ar putea să primiți niște răspunsuri sau să vă folosiți intuiția, să vă schimbați concepțiile voastre. Vorbim de folosirea armoniei, de un început nou, de suferință, de renaștere, de iertare și un început nou, un ciclu nou, odată cu acest sacrificiu. Aici un rege de cupe care s-ar putea să fie foarte implicat în, acest, în această scoatere țapii spășitor la voastră, un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, care am zis că ar trebui să-i căpătați bunăvoința, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă este o persoană răzbunătoare, trebuie să vă folosiți intuiția, aveți această chakra a celui de-al treilea ochi și aici la sacrificiu, la țapispășitor, trebuie să vă folosiți această intuiție, inteligența voastră și conexiunea cu mentalul cosmic. Ce mai aveți pe aici? Ia să vedem. Un împărat care se implică și el în această situație de acest furt, deci o furt de casă. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în berbec care vă cere disciplină ordine, perfecțiune și de conectarea pe care trebuie să o faceți cu pământul, o conectare pentru a avea energie, stabilitate, protecție în um, perioada de 13 s-ar putea să apară o schimbare în viața voastră, uh, o schimbare care aduce o încheiere. Să se termine ceva, acest uh, Marte în uh, Pluto în Scorpion, uh, unde aveți o ceacră a inimii, deci vorbim din de nou de echilibru sentimentelor, uh, aici urmează numai arcane majore. Ah, nu. uh, deci un echilibru al sentimentelor uh, și uh, relațiilor pentru a ajunge la armonie. Haideți să vedem ce avem aici primit da. Nu uitați că la aspectele planetare aveți uh, citirea pentru uh, cartea zilei 1.15 15 aveți magicianul. Deci s-ar părea că vreți să fiți un magician, vreți să vă atingeți un scop, vă folosiți ideile, gândirea, mentalul, sentimentele, comunicarea, creativitatea, energia, dar și bagheta magică pentru a, a manipula situații sau persoane. Vorbim de magicianul. Vorbim de o ceacră, de unul, de în început, deci, vrei să începești ceva, să fiți războinici, să fiți individualiști și să vă afirmați, să vă... aveți această autoafirmare. Aveți acest unu, pe data de întâi. Deci, o a gâtului, unde trebuie să faceți legătura dintre glanda tiroidă, să facă legătura dintre și echilibrul dintre partea materială și spirit dintre uh, legate de sănătate, acest echilibru de care aveți nevoie să vă asumați responsabilități. Uh, primiți o veste, o veste care vă dă o stare de captivitate, este vorba de o ceacră a plexului solar, uh, unde nu sunt aspecte benefice, dar puteți să vă deblocați, adică fiindcă este un blocaj mental, această femeie în imaginația ei este înconjurată de aceste spade, dar are pe unde să treacă să își facă loc să iasă din această încercuire imaginară. Vorbim de o chakra plexului solar, vorbim de energie și putere din zona abdomenului și de un prinț de monede care poate să fie un bărbat cu ascendent zodie în fecioară care călătorește foarte mult, muncește foarte mult, cu multă seriozitate, Saturn în Capricorn este foarte puternic, seriozitate, concentrare și o ceacră a inimii în care trebuie să facă echilibru dintre sentimente Emoții și relații pentru a ajunge la armonie, la puritate, la înțelegere, la pace, să își folosească această inimă pentru vitalitate, regenerare și uh, vindecare. Haideți să vedem ce spun runele pentru luna ție, o lună nouă în scorpion. Bun. Deci, în primul rând, aveți aici o decizie pe care voi ați luat-o, dar nu a fost ceva benefic. Dacă observați, este răsturnat ciocanul lui tor și acest aspect arată că, Acum aveți nevoie de sprijin, de a primi uh, uh, ajutor din partea persoanelor care vă pot ajuta să ieșiți din acest blocaj, din această situație. Aveți uh, o rună care arată uh, pierderi. Uh, pierderi de bani, de resurse, persoane care unii se implică pentru a vă ajuta, iar alții vă fac rău. Deci vă creează probleme, dar în mare să ne zicem că este într-o poziție cât de cât bine această rună și să arate omenie, înțelegere. O rună care arată o cădere de vitalitate, de energie, lipsa norocului în situația voastră dar aveți aici sfaturi pe care le primiți din partea unei persoane cu mai multă experiență și vă dă sfaturi bune pentru a depăși această situație și dacă adoptați, aveți aici o rună care depinde numai de voi totul pentru a scăpa din aceste aspecte negative unde n-ați avut noroc să dați peste persoane corecte, ați avut noroc să dați peste persoane care v-au furat Așa cum chiar apare aici, uitați-vă, da, deci persoane care v-au furat munca voastră, da, deci casa voastră, v-au furat o prin înscrisuri falsificate. Cine poate să facă aceste înscrisuri falsificate? Știți și voi. Și aveți aici această situație în care voi, dacă vă doriți dreptatea, adevărul, corectitudinea, veți obține aceste aspecte și totul se va transforma în avantajul vostru cu aceste sfaturi bune pe care le primiți și aspectele de omenie ale unor persoane. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!